Situație ciudată în Maramureș, mai exact la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, instituție creată pentru a veghea la siguranța sănătății și buzunarelor cetățenilor. Deși trebuie să verifice 10 de magazine în fiecare lună, acesta are personal insuficient. Situația este atât de delicată încât șeful instituției la ultima ședință a Colegiului Prefectural Maramureș a cerut reprezentantului Guvernului în teritoriu sprijin în vederea suplimentării personalului. Ceea ce ne-ați putea ajuta dumneavoastră este cu personalul, dacă se poate impulsiona undeva la guvern. Avem un personal foarte puțin, deci sunt 10 comisari total în județul în comisariatul nostru care au atribuții de control. Unul rămâne la comisariat pentru pleroale de reclamații, datorită faptului că instituția nu are o secretară, nu avem șofer, deci cei 10 comisari sunt și cu atribuții de control și cu înregistrarea reclamațiilor și ducerea răspunsurilor. Instituția dispune de 2 mașini pe care tot comisarii le conduc. Situația nu este nouă la Comisariatul Maramureș. De ani de zile, structura din Baia Mare a ANPC lucrează cu personal insuficient. Rămâne de văzut dacă în lunile următoare se va schimba ceva în urma acestei solicitări.